Legumele au un rol important în nutriția noastră zilnică. Este foarte important să consumăm legume, îndeosebi în stare proaspătă. Legumele, deși au puține calorii și carbohidrați, sunt foarte bogate în substanțe nutritive. Legumele diminuează toxinele acide prin conținutul lor de vitamine și minerale care previn dezvoltarea microorganismelor. Copiii au nevoie de o alimentație echilibrată și sănătoasă pentru a le oferi un start promițător în viață. În familii, copilul este obișnuit de foarte mic să mănânce altceva decât legume. Pentru că orice deschidere a plăcerii de a mânca este ca și factor principal familia. Obiceiul alimentar din familie înseamnă prima obișnuință a copilului în a mânca un aliment. Culoarea verde a legumelor este dată de conținutul ridicat de clorofilă. De asemenea, legumele conțin multe fibre care au un rol important în digestie. Fibrele reduc riscul apariției tumorilor și de asemenea curăță intestinele. Noi ne complacem în a crește copilul cu multe proteine, cu laptele, evident că e foarte bun, dar pe lângă lapte sau brânzeturi ar trebui asortate și legumele. Dar dacă copilul vrea numai cartofi prăjiți, atunci noi considerăm că îi dăm copilului cartoful, care e legumă, și de fapt cartoful prăjit este un aliment care nu este sănătos prin cantitatea de calorii pe care o aduce ca surplus și poate contribui la creșterea în greutate, iar pe de altă parte un exces de grăsimi nu face bine nici pentru circulație, nici pentru deprinderea alimentară de a nu mânca alte legume. Legumele, deși sunt o sursă importantă de energie, trebuie consumate alături de produse animale, deoarece corpul are nevoie de o hrană care să-i asigure integral cerințele nutritive. Toate vin în întâmpinarea activităților zilnice, dându-ne o sănătate deplină.